Bună dimineața și bine v-am regăsit! Astăzi m-am gândit să modelăm împreună un pinguin! Un pinguin! Pentru a putea modela pinguinul, vom avea nevoie de plastelină colorată și o planșetă de lucru sau o foaie colorată sau o foaie albă pe care vom modela. Eu nu am avut o planșetă, așadar am să modelez pe o foaie mov. Pentru început vom avea nevoie de plastelină neagră. Prima plastelină neagră o vom modela în palmă, precum un oval. Vom aplatiza plastelina pentru a fi corpul pinguinului. Așa, cred că este suficient. Acum am să o așez pe foaie. Și ne vom ocupa de capul pinguinului. Vom avea nevoie din nou de plastelină neagră, pe care o vom modela de data aceasta sub forma unui cerc. Învârtim plastelina până se modelează forma unui cerc. Așa! Acesta va fi capul pinguinului. Îl vom așeza. Iar acum, pentru a realiza pinguinului partea albă de pe burtică, vom avea nevoie de plastelină albă, din care vom rupe o bucățică și o vom modela astfel încât să fie foarte, foarte apăsată, întinsă. Așa. Iar acum o vom pune peste pinguinul nostru. Mai are nevoie și de două aripi. Pentru a modela aripile, vom avea nevoie de plastelină neagră din nou, pe care o vom modela în palmă, destul de subțire, dar nu prea tare, deoarece aripile trebuie să fie destul de mari. Așa, prima aripă și am modelat-o și pe cea de-a doua. Așa, foarte bine! Iar acum pinguinului nostru mai lipsesc doar ochișorii și năsucul, ciocul. Ochișorii eu i-am modelat dintr-o plastelină micuță-micuță albă și am combinat cu o plastelină micuță-micuță neagră. Am să așez ochișorii. Așa. Și cel de-al doilea. Așa. Așa. Iar acum îi vom modela năsucul dintr-o plastelină micuță portocalie. Vom rupe o bucată care va fi ciocul. Și așezăm sub ochișori. Așa. Și pinguinul nostru este gata. Așa. Pinguinul este gata. Abia aștept să văd cum v-au ieșit și vouă pinguinii. Puteți să modelați câți pinguini doriți voi. Puteți să modelați și zăpadă, pe care o puteți modela din plastelină albă. Rupem bucățele micuțe-micuțe și vor fi cercuri mici pe care le puteți așeza pe jos să pară zăpada. Așa, puteți decora cum doriți voi acest tablou minunat de iarnă, pe care l-am modelat chiar noi. Așa. Abia aștept să văd cum v-a ieșit și vouă. Pa, pa!